izolat și de soarta pe care nu au adăpost. Persoanele? Nu, persoanele care au adăpost din plăci. Da, mulțumesc. Bun, în aceste condiții, domnul Caia. Vă rog, vă rog. Timp de 4 ani de zile, se putea avea grijă de situația persoanelor care sunt într-o situație specială neplăcută și se putea găsi o soluție, să știți. Și sunt foarte îngrijorat de situația aceasta care există în momentul de față, mai ales în momentul în care am fost informat că sunt foarte multe locuințe unde problema rezistenței locuințelor respective este precară. Cred că în mandatul de 4 ani de zile care exista în momentul de față, se puteau lua o serie de măsuri și se puteau găsi o serie de soluții. Mulțumesc. Dar să știți că am această problemă pe agenda de lucru și voi găsi alături de colegii mei, de domnul Ioane și de domnul Pană, soluțiile necesare. Mulțumesc.